Panică la drobeta Turnul Severin după ce oamenii au descoperit o cantitate mare de mercur pe o stradă din oraș. Autoritățile au fost alertate de o femeie care a observat că un copil se juca cu această substanță extrem de toxică de pe carosabil. Polițiștii și pompieri au strâns întreaga cantitate de mercur și încearcă acum să-l găsească pe minorul care a intrat în contact cu substanța toxică. Cel care va fi găsit vinovat de răspândirea mercurului riscă închisoare pentru infracțiunea de trafic cu substanțe periculoase interzise de lege.